Măi, fraților, nimeni n-a sesizat un lucru vis-a-vis de această nuntă. Și cred că e o chestie de talie mondială, intergalactică, universală, cum vreți voi. Barbie și Ken s-au căsătorit. Evenimentul a avut loc în România. Asta e o știre care trebuie să vă înconjure mapamondul. Nu știu dacă mă înțelegeți. Păi da? Să sinucide Superman. Da. Lasă că-i găsim și lui Mireasă. Eu dăm păcăduța. Să vă rog să nu fim răutăcioși. Nu suntem Dar simpatici. Nu suntem răutăcioși, Doamne ferește, suntem simpatici. Dom'le, deci oamenii s-au căsătorit, să fie fericiți. Ce să zic, mai departe, între nuntă și divorț, așa cum știți, e o cale foarte scurtă. Eu am testat copila spui. Mea. Păi da, în ziua de azi nu mai contează. Deci azi ești, mâine nu mai ești măritată. Nu Dar e niciun fel de problemă. Bineînțeles. Ce m-a surprins este că n-am văzut-o pe Mireasă foarte zâmbitoare și foarte emoționată în ziua nunții. Mă așteptam să o văd așa tremurând de emoție și pe băiatul ăsta de la meteo la fel, să îi curgă apa din ochii, lacrimile, precum inundațiile din ultima vreme. Dar ce mă, nu, prigoană, i-a curs vreodată apa din ochi? Da. Când? La prima nuntă. Din urechi. A, din urechi, a. Mai, noi bărbații nu suntem așa sentimentali, nu plângem așa ușor. Și bărbații nu ne exteriorizăm. Nu mai câteodată, vezi? Asta au spus și cei prezenți la nuntă. Dar să știți că și bărbații sunt emoționați. De exemplu și Aurelia, și tu Aurelia ne-ai spus ieri că Bianca nu părea de afară de fericire. Da, părea obosită. Chiar mi-aduc aminte, mi-am Da, mă rog, după nuntă da. Ce mi se pare la fel este că n-au avut desfășurătorul. Pot să spun N-au avut desfășurătorul pus la punct, fraților. Da, în sensul Radu, că ce? Trebuiau făcute repetiții înainte, artificiile alea n-au mers, Mireasa a lipsit prea mult de la propria nuntă, deci și dacă te fură, te duce mai aproape într-un boschete, te aduce mai repede înapoi. Nu să stai 2 ore jumate, Era boschetele ud, creanga. Că ploua afară și bătea vântul la boschete. Puneau mașina, o aduceau înapoi, deci mai mult de o jumătate de oră nu-i bine să întârzie, să stea Mireasa plecată de nuntă, că se plictisesc invitații. Adriana, vrea să ne spună, Radu, de ce era Mireasa obosită. Mireasa, adică zin. Bianca a fost foarte obosită pentru că s-a implicat personal foarte mult în organizarea nunții. Da, să știi că toate miresele fac lucrul ăsta. La câte am făcut câteva mii de nunți. Și aici este o altă problemă. O săptămână înainte, că suntem mulți. Mai e o problemă. Nu neapărat că faci ceva, da. Da, nu. Hello, vorbesc și eu în emisiunea asta. Am auzit că durea o picioare. Zi-mă. Mai este o problemă. Când ai o nuntă de asemenea învergură și atât de mult mediatizată, îți iei ajutoare, da? Care să facă desfășurătorul, repetițiile, nu, mă, să se ocupe de tacâmuri. Nu, mă, dar eu mi-o imaginez, bagmul pe Bianca cum făcea sarmalele cu o seară înainte, obosită, așa, nu sarmale, mare, aici nu, e problema. Nu a făcut nimic, s-a dus la 3 probe și la 2 filmări pentru ProTV să-și ia banii. Termină cu prostiile. Dacă știi de câte ori am schimbat organizarea nunții. Toate miresele fac ceva pentru nuntă, multe din ele se implică personal și nu mai dau pe spate că sunt obosită. Au fost foarte mulți în organizare, dar chiar ne-a creat probleme. A existat o firmă care s-a ocupat de tot. Au fost mai tot. Multe firme. Eu m-am ocupat de partea muzicală, a fost altă firmă care s-a ocupat de partea lumini și scenă, meniu, a fost altă firmă care s-a ocupat de haine. Și ce a făcut? Am fost o armată de oameni care ne-au ocupat de nuntă, dar Bianca a vrut să se ocupe personal, ne-a schimbat de foarte multe ori foarte multe aspecte ale Cam nunții. Cam ce a schimbat la tine? Ia, zi-mi și mie, ia. Numără rochiile. Ia numără câte rochii s-au schimbat. Păi ce, la ea una singură? A fost îmbrăcată mai multe? Nu, înainte de a fi rochia finală. Stai, dragă, că înainte cu o săptămână s-au făcut mai multe rochii, s-au făcut mai multe artiști. Nu se îmbracă toate miresele? Tuturor mireselor. Se duc la 10.000 de probe, de pantofi, de rochii, de voal, de Știu, de aia m-am însurat. Știu cum sunteți voi femeile în general și mai ales când sunteți. Să vă mai spun un lucru. Eu mi-am organizat nunta în 3 săptămâni cu Silviu Prigoană, singura noastră nuntă. Și credeți-mă că a ieșit impecabil, cu desfășurătorul făcut, cu fazan, cu pene, cu tot puși pe farfurie, cu roche la Doina Levința, cu 12 domnișoare de onoare și așa mai departe. Deci se poate, dacă vrei, dacă ai ajutoare și o agendă în care să notezi tot. Asta cu era obosită în ziua nunții, never ever, nu se întâmplă așa ceva. Scrie în toate revistele pentru mirese că mireasa trebuie să doarmă cu o zi, două înainte, să-și facă rochea în timp, să nu se vopsească sau să meargă la cosmetică în ziua anunții și așa mai departe. Chestiile astea se cunosc, deci din punctul ăsta de vedere nu există scuză, da? Orice mireasă trebuie să fie odihnită. Vine măsa marea, cineva, mama soacră și o ajută la sarmale, da? Nu stă ea personal. Da, oricum, da, să nu creadă cineva că Bianca pe bune a făcut sarmale.